Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Ceea ce mi-amintesc cu plăcere despre tata este că mi-a mărturisit unele greșeli de ale lui, spunea cu nostalgie Paul Falkland. Mentalul omului nu este invadat doar de prezent, ci în bună măsură și de trecut. Prin intermediul nostalgiilor, ființa umană își dea până amintiri, le prelucrează, le clasifică și le analizează necontenit. Trăim deopotrivă în toate cele trei dimensiuni ale timpului, trecut, prezent și viitor. Dar când vine vorba de părinți, cum aici e vorba de tată, amintirile devin tot mai particulare. Prieteni poți avea mulți, dar tată numai unul singur. Această unicitate face ca și așteptările fiului să fie imense. Dar ce bine când auzim că unii tați se fac pe ei înșiși vulnerabili tocmai pentru a da un plus de calitate relației cu copiii lor. Face parte dintr-o educație la nivel înalt să poți vorbi cu urmașii tăi despre greșelile pe care le-ai făcut și împreună cu ei să tragi învățămintele cuvenite. Asta arată încă o dată că nimeni nu e infailibil, iar faptul că avem momente de sinceritate educativă nu poate fi decât bine pe termen lung.